Domnul Vasilel a fost convocat prin dispoziția 97 din 22-7 de către domnul primar în ședință ordinară cu ordinea de zi pe care ați avizat-o. Vă rugăm, domnul primar, să deschidem ședința și să alegem președintele în ședință bună afară. Bună ziua, vă mulțumesc pentru că ați dat posibilitatea noastră de a participa la ședința ordinară de astăzi. O să fac oficiul domnului președinte de ședință, care nu este încă ales, să prezint și să vă supun spre aprobare ordinea de zi pentru ședința de astăzi. Avem un număr de 8 proiecte de hotărâre, după cum urmează. Proiectul numărul 61, privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Comunei Pădrasca pentru trimestrul 3-2021. Proiectul numărul 62, privind rectificarea bugetului local al Comunei Corbasca de Zubacău pentru anul 2021. Proiectul de hotărâre numărul 63 privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Corbasca de Zubacău pentru trimestrul 2-2021. Proiectul de hotărâre numărul 64 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al Comunei Corbasca pentru anul 2020. Proiectul numărul 65 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumului Sătește, Satele Marginal, Scărișoara, Părbască, Rogoaza și Bacioiu, în comună Părbască, de Zubacău. Proiectul numărul 66 privind necesitatea, oportunitatea, propunerii din asumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor, acordurilor pentru achiziționarea produselor și prezarea de servicii pentru derularea măsurilor educative la nivelul AT-ului Comunei Corbasca de Zubacău. Proiectul de hotărâre numărul 67 privind primirea UATPR-și Visa în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare de Comunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. Proiectul de hotărâre numărul 68 privind acordarea de unui sprijin financiar de bugetul local al Comunei Corbasca Bisericii Ortodoxe cu Hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel Satul Cer cu Mărcovața de Zubacău. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rog frumos să votați. Toată lumea este pentru, sunt abțineri, nici votul împotrivă. Și trecem la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Am propus ca domnul Lăcătuș Ionel să ocupe această onorantă funcție pentru următoarele 3 luni de zile. Dacă sunteți de acord cu această propunere, mulțumim frumos. Domnul Ionel, nu știu dacă aveți ce prelua, pentru că a fost ce trebuia să faceți dumneavoastră, trebuie să luați parte din indemnizație ca să... De ce am un plus la față de... Ce am plus față de ceilalți colegi? Domnul secretar ne servește o masă. În protocol să rămâne. Da. Mai doamne, e o ședință extraordinară. Nu da, să puteți să faceți o listă pe scrieri la cuvânt. Intrăm în ordinea de zi și ajungem la proiectul de hotărâre numărul 62, privind rectificarea bugetului local. A văzut raportul de specialitate al doamnei contabil, pe care l-a dat pe aici. L-am pus pe acolo, este realizat. Nu este. La alt proiect. Da. La rectificare? Da. Am pus la rețetă. Am pus la rețetă. Vă rețetă parcurs acest raport de specialitate. Este redactare, doamna contabil și făcut împreună cu noi. Ați văzut motivele pentru care bugetul trebuie rectificat. Și v-aș aduce la cunoștință. Una din nevoi a fost situația actuală a derulării proiectelor prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Știți că am fost înștiințați de Ministerul Lucrărilor Publice cu stoparea finanțărilor și a trebuit să identificăm resurse bugetare pentru achitarea facturilor așa încât ele să nu devină arierate și să avem conflicte cu constructorii. Prin urmare, a trebuit să mutăm o sumă de la o lucrare pe care n-am început-o încă, de 1 milion, și să o ducem la modernizare drumuri de interes local, unde se lucrează și se toarnă asfalt și trebuie să achită facturile oamenilor, că altfel până când o dat drumul guvernului la bani, mai durează. De asemenea, mai sunt niște solicitări ale școlii Corbasca,
o modificare de listă de investiții cu niște sume care au fost, au rămas necheltuite din cauza că noi am făcut tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală o dotare pentru laboratoare și lor nu au mai putut cheltui suma și cer modificarea acestei direcții de investiții către o completare a unui sistem de supraveghere video cu niște rafturi, ce mai au ei pe aici, nu mai știu. Apoi, în urma parteneriatului cu UNICEF România, au început să vină sume din prefinanțări și iarăși e un motiv pentru rectificarea bugetului. De la Guvernul României vin sume iarăși pentru cadastru sistematic și trebuiau și astea derulate prin buget. Deci, motive ca să constatăm că propunerea de rectificare este proiectul de hotărâre numărul 63 privind aprobarea execuției bugetare. Ați văzut că există obligativitatea ordonatorului principal ca lunile aprilie, iulie, octombrie pentru trimestrul expirat sau cel târziu decembrie pentru al patrulea trimestru să prezinte în ședință publică spre analiză și aprobare bugetul și cu analiza asta. Ați văzut cifrele, dacă aveți nelămuriri, puteți să interveniți și să cereți clarificări. Chemăm doamna contabilă să ne dezlușească, eu știu, nelămuririle dumneavoastră. În general, ele sunt raportate la finanțe și sunt verificate de toate fondurile astea care au atribuții. Proiectul de hotărâre numărul 64 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al Comunei Corbasa pentru anul 2020. Și aici, la fel, este obligația ordonatorului de a prezenta cum se prezintă cheltuielile și veniturile la data la care se prezintă această execuție bugetară. Eu recunosc că m-am uitat și am fost și plusuri și minusuri, dar dumneavoastră aveți la fel nelămuriri, nesolicitate. Proiectul numărul 65, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții în modernizare drumul Sătești, Pesatre, Mazila, Scărișoara, Corbasca, Rogoaza și Băcioi. Și-ați văzut aici un tabel cu drumuri. E un total de vreo 5 km și vreo 300. Am avut în atenție să prindem drumuri care nu au fost modernizate și pentru asta era nevoie de o lucrare de proiectare. După ce aprobăm indicatorii, o să trecem pe avizare și până la autorizații de construire, ca atunci când apar oportunitățile de finanțare să le avem pregătite, să le putem da drumul. O să mai vină și un proiect de hotărâre cu poduri. Sunt 5 poduri în Corbasca care trebuie făcute și lucrăm și la astea să le facem. Tot la fel o să aprobăm indicatorii și o să vi le prezentăm în luna viitoare, probabil. Avem proiectul de hotărâre numărul 66 privind asumarea responsabilității pentru derularea unui program la decor la nivelul UAT Corbasca. Consiliul Județean ne-a consultat cumva, conform legii, ca să fim și la obiect, vis-a-vis de, eu știu, interesul nostru de a derula programul la decor prin UAT Corbasca. Consultând posibilitățile și, eu știu, dificultatea de a derula acest program, am constatat că nu putem să derulăm prin forțe proprii acest program și am lăsat tot Consiliul Județean să se ocupe, pentru că la nivel local nu avem furnizori pentru latura lactate, în principal. Și ca să te joci cu sănătatea copiilor, nu cred că este ușor pentru nimeni și nu cred că e normal să ne asumăm, chiar dacă suntem o autoritate locală și ar trebui să ne asumăm, dar nu putem să ne asumăm, să
copiilor, exact cei care sunt specializați în genul ăsta de lucrări și atunci dumneavoastră, fiind și cu experiență în, în domeniu, sigur să vor, au și compartimente specializate și tot ce le trebuie, pot să facă și achiziții și transport și tot ce le trebuie. Proiect de hotărâre numărul 67 privind primirea Unității Administrative Teritoriale de Reșvița, calitate de membru la ADIP. Toată lumea care vrea să intre în asociația asta de dezvoltare face o solicitare, trebuie aprobată de toți membrii din asociație, asta este statutul. E formalitate pe care parcurgem pentru fiecare nou membru. Și proiectul numărul 68 privind acordarea unui sprijin financiar de bugetul local al Comunei Corbasca pentru Biserica de la Vâlcele. Avem aici documentația prezentată de preotul paroc, fotografii, cu tot ce trebuie. Acolo se lucrează, invităm pe toată lumea să meargă să vadă ce, ce s-a transformat acolo și în sprijinul nostru. Și așteptăm invitația părintelui să ne, să ne cheme la sfințire. Cam asta este ordinea de zi de astăzi. Dacă doriți să trecem la discuții, domnul președinte o să facă scrieri la cuvânt. În măsura în care sunteți nelămuriți, atât am putut să vă propunem astăzi. Pentru data viitoare ne străduim să facem mai mult, mai multe propuneri. Vă rugăm, luări la cuvânt. Îndrăzniți. Despre domnul președinte, nu vă mai întreb că a fost de acord. E o alegere bună, zic eu. Am apreciat tânărul cu potențial de creștere. Nu scrie la cuvânt. Începe cu... Anu. Astăzi nu. Domnul Pușcaș e în grevă, poftim. Domnul... Sunt de acord cu toate proiectele. Vă spun de ce se face pentru Comuna Corbasca. În special vreau să vă mulțumesc pentru drumul din Mărgâna și stadionul după da. Deci, dacă se vrea să poate, am ieșit și terenul și drumul destul de bun. Mai sunt oameni care mai comentează de ce asfaltul e negru. Nu doar, așa e, să auzi, dar de ce e negru acolo? Dacă sunteți obtenit și cu furca de fân înaintea trenului, la teren nu au avut de obiectat nimic, atât au zis că dacă nu putem să jucăm și ne-a zis, încă nu s-a luat în primire. Da. Mai trebuie făcut instalația, e raportul, da, așa mea. Așa mea. La diverse, aș vrea putea să vă spun că la Costel Ciobanu acolo văzut de acolo cu tot. Încercat să convine firma să facă. Da. Deci, vă mulțumesc pentru ce ați făcut. Deci, Mergâna nu s-a făcut de 30 de ani. În parte de domnul Pușcașul Mătrânul, care a făcut podul, atunci când erau necesitate podul peste canal, în Mergâna nu s-a mișcat nimic. Deci niciun primar nu a făcut în 30 de ani, în afară domnul Pușcașu și domnul Pușcașu, tinerul, nu s-a făcut nimic. De asta sunt reticenți că asfaltul e negru. A fost asfalt. De ce asfaltul e negru? Păi da, voi extra la Marvila n-ați venit cu culoare politică să poată să facă ceva. La domnul primar nu conta culoarea politică, vezi, uite, până la urmă nu conta. Deci nu ținu cont că, băi, că... N-a contat. Nu conta. Deci ce-a făcut? Deci ce-a promis în campanie, domnul primar a făcut. Bun, el s-a ținut de cuvânt. Acum am rămas voi să vă țineți de cuvânt. Să sperăm că oaia, deci oaia rătăcită. Da, sunt oaia rătăcită. Înceapă, nu s-au făcut, nu sunt obișnuiți. Deci nu dar crede că ăsta asfaltul în față. Mai ales și negru, e urât. Da, așa am zis, da, dar de ce asfaltul e negru? Pe cuvântul meu de onoare, eu am mai făcut cruce și am zis, doamne, nu sunt. Și vrei, doamne, să fie alb, ce dracu zic. Vorbesc cu domnul primar să luăm o sternă cu apă să-l spălăm, că nu vrea. Tot negru, de ce dracu faci? Tot negru spăl. Sugestii, de la primărie, vedem noi exact acolo, este local, adorăm ceva și... Vopsim. Da. Așa. Este bine, s-a început. Domnul primar, chiar s-a ținut ceea ce a scris în campanie. De ce a început să facă?
Drumul nu este terminat, trebuie să mai deschide la culoare, trebuie să poată. Chiar dacă oamenii de Marvila n-au avut încredere în domnul primar, domnul primar s-a ținut de cuvânt. A fost un echilibru. Acum să sperăm să fie bine. A fost un echilibru, nu e chiar asta cum se întâmplă, dar a fost un echilibru. Un echilibru. Deci, în două săptămâni sper să putem da folosință și rezervorul de apă separat pentru satul Marvila de 150 de tone, așa încât să nu avem probleme acolo, pentru că acum, în perioada asta, avem probleme cu alimentarea cu apă, e grozăvie mare. Și referitor la Popi Marvila, la Jaravete, acolo, la Milic, am înțeles că el are probleme și tot spune că nu-l interesează că apa, că de fapt apa când ajunge la el curge și ies în drum, că de fapt instalația nu e aia care ține de la apometru spre care ține de persoană, ci ține de primărie și așa, ca să știți că acolo e o problemă și am înțeles că vine apa curgeat mult și se pierde efectiv și nimeni nu ia măsuri. Da. Mai auzit discuția asta de multe ori, ăștia mă interesează, că nu na, eu răspund de la apometru spre, dar ce ține legătura care a venit de la public, da, cu punctul respectiv? Dar putea să anunțe, indiferent. S-a anunțat, dar nu mai este apă, acum la ce se duce dacă nu este apă, domnul s-a prezit. Băi, de contra, dacă nu este apă, se poate lucra acum. Haideți să vorbim pe rând ca să poată să consemneze și domnul secretar. Profităm de faptul că nu e aici și nu are ce consemna și aș vrea să fac eu o paranteză, că tot primim, în afară de, eu știu, nemulțumirile generate de lipsa cantităților necesare pentru alimentarea satelor cu apă, primim și sfaturi de la foștii primari, că dacă ar fi fost dumneavoastră, lucrurile ar fi stat altfel. Și aș vrea să-i informez oficial de această cale. Mai rău, nu? Că tot sistemul ăsta de apă e conceput în alte mandate decât noi am fost la primărie. Și că toate nemulțumirile de astăzi nu sunt generate de proastă administrarea sistemului, ci de puterea lui de a răspunde nevoilor populației. Și atunci aș putea să le aduc la cunoștință că, în afară de faptul că a fost realizat, cum a fost realizat, că n-a putut fi recepționat nici până la această dată, da? Recepția finală, nu, și nici nu o să fie vreodată recepționat, pentru că are atât de multe probleme. Eu știu, a fost o lipsă de viziune totală vis-a-vis de ocuparea domeniului public cu anumite investiții legate de aceste alimentare. Când strici un parc și o curte de școală ca să faci două puturi care nu sunt performante, atunci te întreb dacă ai avut viziune sau nu pentru viitor. Că viitorul avea să ne dea și ne dă cu panurile peste ochi în fiecare zi, să deschidem ochii, să vedem că avem nevoie de spațiile alea pentru destinația pentru care au fost ele păstrate, parc și curtea școlii, da? Nu. În afară de acest lucru, tot sistemul este o chestiune dezlănată pe care nu o să o poată nimeni gestiona, vă garantez eu, dacă nu am mai chinuit eu. Și o să ajungem probabil că foarte curând la raționalizarea în perioada asta de vară, că aici am ajuns la concluzia asta, am ajuns să raționalizăm și să dăm apă cu program ca și în alte comune, așa încât nu e un performant, vă spun că nu e performant, pentru că numai să umpli instalațiile și să dai drumul la sistem, îți ia urma de timp și riscuri și, în sfârșit, e groaznic și trebuie să răspundem în fiecare zi acestor. La rogoaza o singură zi a lipsit apa din cauza unui fen de curent și ne-am făcut. Eu eram îmbrăcat cu toate perele din sat, adică n-am zis, băi, o singură zi, la Marvila de o lună, de două luni, de zile, n-am apă. Și nu am mai zis nimeni, zic, și acolo sunt oameni cu Băcioi și peste, la Băcioi la fel, aia de la deal, în perioada în care vine acasă lumea, ce? Și l-am spus în ședință de Consiliul Local, eram consilier local și l-am spus, cum ați conceput, în urma proiectării acest sistem de alimentare, oamenii din partea de sus, la dealului, nu vor avea niciodată apă.
Trebuie scăzut nivelul în rezervoare, cei de sus vor rămâne fără apă. Odată cu nivelul de rezervoare scade și numărul populației pe vertical. Așa e și la noi. La Vâlcele și Asocierea de Sate, cu Vâlcelele cu Băciole. Amândouă, cel puțin la Băciole, în perioada asta e dezastru. Toată lumea construiește, toată lumea are nevoie de apă, toată lumea își umple piscinile, toată lumea udă curțile, toată lumea, nu mai spune, grădini. Cu ce Dumnezeu să poți face? Eu am două pompe care îmi bagă 4 metri pe oră o pompă. Asta e performanța pentru că le-aș schimba. Puți îmi dă apă, dar am conducte de aducțiune care să mă ajute să pot să împing apa la deal. Dacă crezi presiunea rețea, crapă toată țeapa. Am schimbat 700 de metri coloană la Băcioi, că avem tot drumul făcut praf din cauza apei. E acum în sfârșit, dar de n-a treaba aia, o să vedem ce putem face, să na, ne gândim pentru anul, să facem și la Băceu, problemă de genul ceilalți Cărișoara, să separăm satele și să facem, să găsim put, să dăm separat apă la oameni. Noi am avea acolo la Vâlcele, dacă am auzat cu domnul Vice, dânsul știe. Am vrut să facem un proiect acolo, de unde vine la Șușmeaua aia. Acolo e apă acolo. Dacă este. Făceam atunci un proiect, cum se făcea, duceam undeva un bazin, tu m-am capsul satului și cădeam, vine pe cădere. Inițial, așa a fost proiectul, pentru fiecare sat să aibă uți și bazin. Deci, da, acum să vin să spui că dacă eram eu, făceam altceva, eu așteptam propuneri, vină la mine și spune ce trebuie să fac eu, că poate sunt atât de bătut în cap că nu înțeleg. Păi când îmi spui că un puț care nu poate fi folosit pentru că instalația de deferizare pe care eu am nevoie de acolo la puțul ăla, mă costă o grămadă de bani. Și ce performanțe mi-ar aduce mie încă în producerea unui puț în condițiile în care ăsta din parc îmi oferă tot ce am nevoie, dă apa de care am nevoie. Deci, dar nu pot face, că magazinarea atâta este de 150 de tone și la Corbasca și satele cer multă apă. Ce să fac? De unde să dau mai multă apă? Pot să meargă 5 puțuri, concomitent tot, n-am ce să fac. Nu am capacitate de magazinare, n-am conducte care să-mi duc aducțiune garantată, n-am nimic. Sistemul e făcut cum a fost făcut, îl exploatăm în măsura în care putem și credeți-vă că ne stăduim și noaptea și duminica și sâmbătă umblăm prin cămine să facem, să aerisim și tot ce trebuie. Da, nu-i de ajuns, că na, lumea, eu știu, se modernizează și lucrurile astea implică și consumul. Toată lumea are câte o bagă. La problema este că nu s-au verificat ce conducte se bagă, s-au băgat rebuturi. Conducte de 6 mm, pe proiecte este de 10 mm. Deci nu s-au verificat, s-au stat la birou și atât. Nici n-a fost ceva mașina pe acolo. De ce să se ducă? De ce unde au pus primăria nu să-ți face nicio conductă acum? Că băgat în centimetru și conducte de calitate. Băi omule, când s-a făcut la noi la Vâlcieni, era doamna Podară. Și când a venit femeia, le-a spus la oameni aia, domnule, conducta e subțire. Știi ce a zis inginerul ăla? Femeie, du-te și cauți-ți de treabă, nu-i treaba ta aici. Deci nici nu l-a tot considerat. Inginerul reprezenta constructorul și constructorul era interesat să câștige bani. Da, nici nu a ascultat. Da. Dacă la Mărgheala au zis cineva tot din muncitor, au zis dacă conducta asta rezistă o gândă zile la presiune, unde îți meargă? Păi știi, deci, care nu, o adus rebuturi. Deci rebuturi. Se vedea un flături pe conducta, am trebuit și eu când îi punea. Făceam o comparație așa, zic, băi, dacă noi, cu banii care am cheltuit în reparațiile astea pe sistemul de alimentare, cred că făceam cel puțin jumătate din sistemul. La Rogoaza, spre exemplu, o repar astăzi și mâine am mai la vale fisură și mai repar mai la vale și poi mâine altă. Fiecare era la fel, aceeași lor, de la școală, la deal, era numai găuri, numai. Și a trebuit să schimbăm toată conducta, așa o face și la Rogoaza. La Marvin am schimbat, cred că 60% din conducte schimbate și acolo, da. Da, asta tot a trebuit schimbată de aici. Dar o am cumpărat de tot, numai la Marvin. Că nu poți să vin cu modernizare de drum și mai de 30 când trebuie să spargi drumul și nu mai poți să mai intervii acolo niciodată. De ce să trebuie să vin acolo? Păi nu e sigur. Da. Ce face cu drumul? Altcineva dacă... Cu iluminatul public, domnul vă și răspund la interpelările astea, știți că lucrăm la proiectare și o să vină să facă și execuții, că așa i-a trebuit lucrarea pe iluminat public. O să fie schimbate lămpile, o să fie schimbate lămpile cu LED-uri performante.
un număr de 400 de lămpi, la Marvila vine domnul județean din stâlp în stâlp, fiecare stâlp o să aibă lămpi. S-a pus așa. O să aveți lumină de aia nouă. Dar la mine este multe. O să aveți. Acum nu știu. Da, 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 nu contează culoarea politică, ai văzut? Acum lucrăm și la drumul ăla, de la Nea Cică, la Vare, să și la Troință, să fie mai prins în proiectul ăsta de aprobăm asta. Am zis, în centru, de ce s-a făcut așa? De ce nu faci așa, să ne spune oameni buni? Totul se face aici. Când o să fie gata, poate să ne spune. Tot ce se despune, să se face tot. Mai durează un pic. De asta am căutat bani ca să ducem în partea asta la lucrarea asta, așa încât să nu, dacă vin oameni la treabă, să toate asfalt, să avem să le plătim datoriile, că... Da. Acum, cu șanturi, să respecte, o să facem să respecte proiectul exact cum trebuie, nu ținem cont că va bagi la grijă, vie, nu mai nimic dacă nu respecte proiectul tehnic. Să ne dăm șansă. Da. O să dăm mai mare cum să cum să nu dăm șansuri? Altcineva, dacă dorește să se mai înscrie la... Da, dar dacă cine poate să mai... Eu. Să dăm acolo. Da. Uitați că a venit și da, semnați că s-a terminat ședința. Așa o penalti? Da. Nu am văzut la vinia asta. Oameni ferești. Poți să vă domnul Babi, că a luat cuvântul. Domnul Babi. Daniel. Altcineva? Sunt două proiecte de hotărâre care sunt și importante și... Aici vrea Mihai. Da. Ia zi, Mihai. Legătură cu drumurile Sătești. Da. Eu am zis că vor fi asfaltate și așa. O rugăminte, dacă aveți, să aveți în vedere și drumurile agricole un pic mai greu practicabile, vor urma de acum, cred că, revoltările și o să fie destul de dificil de intrat unul în porțiuni. Unde sunt ok, măcar o lam așa, de îndreptare, dacă ar fi posibilitate. Sunt de acord cu toate proiectele, sunt ok, sunt de ajutor pentru cetățeni, e principiul. Mulțumesc frumos. Cu civilizatul ăsta un pic ar mai trebui oamenii, adică sunt, e foarte mult mizerie, și în centru, și peste tot, coșurile sunt foarte pline și oamenii tot pe jos, tot pe jos. Da. Toate că vin din țări civilizate, asta e nasol. Vedeam într-o zi de la Bacoș, pe aici, pe la Alexandru, de unde intru în comuna Curbasca, față nouă mașină de Olandă, pe un Mercedes clipitură, așa, din mașină început să arunce energizant, apă minerală, șervețe. Șervețe, da. Am fost nevoit să mă duc să-l opresc. Doar am ții rușine. Bă, în primul rând, numărul ăsta de mașină e într-o țară civilizată. Bă, atât, da, ai putut să aduci mașină, dar civilizația pe care o... Acolo nu vrei să zice, nu ții rușine, mă. Pe cine adună după tine peizajul ăsta cu tine, bere și cearul și ne zic, l-am făcut de nu mai mâncat cred toată ziua. Vine să faci, că nu fac, bă, când vezi că dintr-un Mercedes cobor un dobitoc, îți vine să ții blastul la lună, să nu știu cum să mai... Nu se poate. Dar Olanda face așa ceva. Dar mașina nu se suprimește inteligența, turistația sau... Care-i problema? Care-i problema? Civilizat dintr-un Logan și un dobitoc dintr-un Mercedes. Care-i problema? Am două și mașini. Dar nu-i mă trec într-o mașină cu număr din o țară, membra Uniunii Europene, să vezi că zboară... După aia mă apar și ce obscenități, știi, băi, prieteni, la revedere, ne vedem că ne întâlnim, că nu poți să-l prinzi, dar e mașină mare pusă. Dar nu știu ce s-a întâmplat cu mașina de... Domn primar, nu e toată de noastră. Eu am auzit, au avut prea mult.
șoferii care au fost pe zona noastră, probabil că sunt în concediu și au pus alți oameni care n-au cunoscut zona, cu toate că ei au GPS, ar trebui să meargă după o hartă pe... Am zis că poate au fost cantități prea mari și... Nu, și cantitățile mari sunt... Pe toată asta. Știu ce pățin, doar... E mai greu cu banii, cu bunoaiele sunt pe cei mai pricepăți. Să vezi că vine garda din mine, acum să vezi ce rământă din nou. Vom merge și ăștia de domnul de la Bruxelles? Nu. Poate să vină niște domnul. În concediu. A, în concediu. În concediu, da. Eu cred că e venit în România. S-a schimbat laptopul. Bă, poate vine pe la voi, mă spuneți și voi acolo și ai arătat, bă, e nenorocitul într-o știință. Nu vine, mă, vine... Nu vineam cu mine, suntem jumătate s-a dat de drăchici, suntem neamuri. Da, da, da. Nu mai ne cunosc, domnule. Hai, mă, hai, lași. Dar vine aici, în Corbasca, la are o cumătă, dar nu știu... Că aici a venit tragedia. Îl invităm o dată în ședință, aici să vadă să nu mai vorbească cu prostii. Cum la Corbasca pe dăși nu mai vin. Domnul primar, ați văzut, la Petru Lidia a fost accidentul ăla și eu dat 50.000 amendă. Atâta da. Și la primăria Corbasca să dai 60.000, asta e de simțire. 50.000 și mor oameni. Da. Și la noi 60.000. Sunt dedicații politice. Dedicații politice a fost, cum? O explozie, o muritoare. Am vrut să-l întrebi domnul prefect dacă a plătit vreodată vreo amendă. M-am întâlnit cu dumneavoastră și mi-a fost rușine că era și ministrul dezvoltării acolo, care era la fel de mincinos ca și domnul prefect. O să o fac publică pe asta, că e ședință filmată. Să vii să spui că o să fie totul lapte și miere și a doua zi primiți document prin care mai informez că nu mai finanțăm. Nu mai finanțăm că nu mai avem bani. Bugetul e aprobat în mai și în iunie nu mai avem bani. În condiții în care ieri mi-ai spus că o să fie totul perfect. Păi dacă ești ministru, atunci, bă, băiatul, păstrează-l la zonul ăla de ministru și respectă funcția asta. O să mai vină alții după tine care probabil o să fie la fel de mincinoși. Da. Cum fulgerile astea de la oameni, din curțile lor, acum nu termina șansul nici măcar de tot ca să se ducă la locul dar unde se duce. Miroase acolo la mine, în față, să dacă la biserică, să... la biserică față să opresc, acolo trebuie să facem un iasc, ca să poată că toți oamenii care se duc din sat și aruncă dejecții, prostii, ce aruncă ei, așa, tot la biserică ajung toți. Și acolo am să fac și un iasc, să-i spun părintelui, părinte, eu m-am săturat de vorbit, am trimis și adrese la fiecare om în parte. Da. Deci obligația dumnealor, ca și consumator de apă, este să aibă fosă septică. Și la urmă trebuie să se pot asupra la nivelul... Normal, trebuie să fie șans, nu? Nea Costinel, știi cum am vorbit cu ei în trei limbi. Da, nu vor să înțeleagă și pentru asta vor trage, vor... Nu se poate așa ceva, asta e... Vine vaca de la câmp și bea zoile lui nenea Ion sau care l-a aruncă din ala. La fel cum la Păcioi îi strucea vaca pe izna și mânca pe împăr și lui Giorgel. Da. Asta e civilizația pe care am atins-o noi ca și comunitate. Atât din... Dacă arunci gunoiul acolo, crezi că te ajută? Ai să mănânci lapte din gunoiul ăla. Sau ai să bei lapte din zeama lui Ion. Noi, amor animal. Păi, dar noi nu suntem sănătoși noi, pentru că mediul ne aparține fiecăruia dintre noi, nu numai matale sau mine. Dar dacă atâta știm, atâta facem asta. Mai mult atâta nu putem. Am vorbit cu fiecare om în parte și două, dar de un milion de ori. Băi, oameni buni, dar cea mai mare rușine, oamenii bătrâni nu aveau curaj să arunce zoile după ce spălă la un drum. Dacă vedeai un om care aruncă zoile de drumul, era paria societății. Nu exista la satul Corbasca sau cu un rând, n-am auzit. Să ieși cu balia cu zoi să o dai în drum. Dă-o ăla, pâriu, bagă într-o groapă, fă ceva. Nu, doamne, centru nici nu cu drumul. Asta e. Dacă așa înțelegem noi, așa facem. O să vină alți primari, nu o să reușească nimeni să... Că trebuie să te transforme într-un polițist de la 1000 de... Tentacul e să poți să vezi peste tot, cu 7.000 de ochi. Nu poți. Am rugat și preoții la predici, și doctorii, și directorii la școală. Dom'le, haide să încercăm prin toate mijloacele, să mai facem mediatizare vis-a-vis de aspect. Că vrea copilul la școală, tot drumul numai măști. Da, școala completează educația de acasă, dar nici acasă, nici la școală nu se întâmplă. Nici la biserică, nici la dispensar. Și toată lumea vine la primărie, ca ei să o ajutori. Doamne, uite, e murdar. Păi, bă, dar n-am decât trei oameni. Doi morți și unul în concediu, din cum am dat, nu mi-a răspuns niciodată la telefon.
își respectă concediul cu strictețe. O să am grijă de el personal. Personal mă ocup de el, într-o lună de zile scot la pensie, îți garantez eu. Stau eu cu el la muncă, ca să iară cu sub. Asta e viață. Sunt la portat proiectul de hotărâre pentru beneficii comune și locuitorilor comunei Corbasca. Să-mi spun un mulțumesc mult special pentru construcția de renumit stot și asfaltului din satul Mărâna. Aș mai avea ceva de adăugat la proiectul numărul 65, dar s-ar mai putea prin ceva asfalt și la noi. Este, este. S-a prins și la Brajiv? Da. S-a prins? Da. Deci, cam așa, restul... Adică de drumul Gățean și Ștavedea... Știu, știu, știu. Ok, și pe acolo și drum. Dar unde s-a prins? Când o plătați asta nu-i prins. Ba, da. Este Marvila acolo. Marvila este un singur punct. Băi, și nu era de la Neagic la... De la Neagic la Bără. Bă, și cealaltă asta de la Gorica a sus? Da, nu e asfaltat? Da, dar asta e asfaltat de altă ori? Da. Da, Maria. Și cum la sinistrat, vă vine frumos cu la biserică și-i puțin acolo, nu? Așa, nu cereți, nu știu, dacă stășe. Cereți că vi se va da, dacă nu cereți, ce aveți de primit? Da, da, trebuie aia. Așa, nu? Indicații. Nu s-o nu putem citesc, nu? Bine, da, da, da. Da. După aia mai... Drumul din țară nu ai, dacă nu, în termenul nu se poate ceva cu mașină acolo. Sunt tractoare și tot e țara la mare. Da, ce facem? Problema că nu sunt gustat. Sau o dus cu noi și o pus în mijlocul drumului, a fost și la Lucian. Nu te treci, o poate și atâta acolo. Ăla normal era drumul fără zi. Nu mai circulă acolo, nu mai circulă. Nu mai circulă. Este zibar, nu mai circulă. 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 O să-l faci. Nu știu cum e asfaltat sau pe vreia. Nu, am gustat de care a intrat cât un pluc, cât un pluc și acum l-am gustat. Trebuie neapărat să-l țin înapoi. Faci carare. Faci carare, dar da, dacă se întâlnesc două mașini acolo așa. Două căruri de mașini. Să fac pentru doamna Madar să-și termine cuvântul, doamna Abad. Ceva spuneați despre? Nu, cu apa, am zis mai întrebat, eu spus, când două săptămâni se va rezolva și la Madela. Da. Am anticipat să mă întrebați. Am anticipat să mă întrebați. A, normal, nu știu, noi ne sunt alții, mereu mie. Asta stați. Da. Așa, noi intrăm aici la părintele, tot am mai fost altfel. La mare, da, la sat, la deal încolo. Nu am avut deloc, e problemă, mare. Nu știu? Noi nici o dăm cu Ionel Funaru. El spune că la vale nu se consumă apă deloc și au făcut exercițiu să închidem apa la vale și au avut cei de la deal la apă. Așa ar trebui. Și să vezi câți țipă de la vale când închid apa. Dar dacă e păduc să-i întreb, nu consumă nimeni. Toți au izboare la deal, știi? Bă, toți suntem aprovizionați cu... Nu, dar nu-i trebuie nouă. Și cum închid apa, încep să urle. Bă, dar de ce e aia? Că dar n-a spus că nu consumați? Am mai fost și la omul ăla și zice, eu mut de la fântână. Păi, dar asta e la primăria, are presiune, ajunge până în fundul gădinii. Dar știi, nu știu ce pot trebui, ce-i sătut la fântână. Domnul a venit acasă din lucru, zice, am văzut că este apă, m-am dus, beam cu dar distărbul, când să ud căpșurii s-o terminat și n-am apucat să mă mai spăr. Păi, bă, nene, spală de plin, pentru asta e apa, pentru spălat, pentru uz menajer, mai, na. După aia mai uzi dacă v-a trebuit duce de din solar. Și văd de unde. Eu i-am întrebat, mă, știe cineva de ce din perioada, în perioada asta, din septembrie până în mai, nu are nimeni probleme cu apă? Deci nimeni la nivelul comunei Corbasca nu ridică odată o problemă. Nu există, nu poate să funcționa. Ei, din mai până în septembrie. Și dacă ar înțelege, dar udă și vii, udă și aia, și mă spune așa. Așa în septembrie trebuie apa, mai spălăm un buton, mai spălăm în cadă. Nu se consumă cadă. Mai voi în cadă. Mai voi în cadă. Da, cum știu. Știu, dar nu știu, la domnul e o problemă. Știu, e o problemă. La cadă de spălată. La rugat de mână, să dai. La moare aici s-ar putea să fie o problemă. Ne uităm, desfacem să vedem ce e acolo până ajungem în capul. Toată lumea străduit și trăduit și-o transportul de patru, de și nu avem acolo, de și nu uite, uite acolo nu-i piatru, uite acolo nu-i ce, uite. Vă imaginați că dacă treci idealul la Rovoaza, în bordul sau de activist, fie presiune să n-ai treabă. Este. Ceva să întâmplă. E o problemă acolo la moară. Da. Se face triangular sau ceva sau... O să vedem, verificăm. Cine mai dorește?
Cu zore și mai zore. Da, aia este și o nouă de. După cum ați observat toți consilierii, chiar dacă noi nu venim cu anumite proiecte inițiate de către noi, sunt inițiate o serie de probleme care, normal, sunt probleme care sunt cunoscute în cadrul primăriei și sunt necesare aceste proiecte, iar Consiliul Local să le dezbată și să s-a apropiat pentru ca activitatea primarului și angajaților de aici să se desfășoare în condiții normale și în condiții de lege. Ați observat că la fiecare ședință avem 10, 12 proiecte, eu știu, și 15, care, ca să fim drept, nu prea avem timp să le rumegăm, să vedem unde există greșeală sau unde trebuie să mai adăugăm de ceva la aceste proiecte. Este bine că primarul și cu vicele primar și cu toți angajații se gândesc să vină în fața noastră cu proiecte care să dezvolte în continuare comuna. Am înțeles că, deci, din tot ce au vorbit colegii de aici, sunt și o serie de probleme, o serie de greutăți, care și probleme financiare. Ați văzut că s-au blocat sumele pe investiții care avem. Avem o grămadă de proiecte care tot noi le-am aprobat și-au făcut un bine și-au blocat banii ca să nu mai putem face nimic. Unul mai noi. Cred că și ceilalți primari de altă culoare au proiecte în derulare și au rămas blocate. Din fericire, ca activitatea să meargă bine și prin grijă conducere de aici, au fost bani la rezerva comunei care se pot folosi la investiții dacă este nevoie și iată că au avut posibilitatea aceasta ca activitatea să continue, pentru că normal trebuia să blocăm și drumul de la Marvila, drumul local, nu se asfalteze, deja mai avem, la Bocioi trebuie început și dar Scărișoara, alt drum care trebuie început tot la drumul local. Sunt proiecte care trebuie continuate. Din citire așa rapid, ce tip? Eu mi-am dat avizul, sunt de acord ca președintele de buget finanțe, sunt de acord cu toate aceste proiecte și noi, dacă devin lege pentru dumneavoastră, vă rugăm să le urmăriți și să puneți în aplicare, în special pentru creșterea veniturilor la nivelul primăriei, pentru că acum era o posibilitate cea mai bună să faceți încasări în satul Băcioi, indiferent la apă, la alte impozite, pe plătire. Sunt sume imense care, dacă le avem, ne putem desfășura activitatea și ne putem face tot ce noi aprobăm aici și executivul duce la îndeplinire. Trebuie văzut treaba și cu apă, care așa este. Au modificat proiectul care l-am făcut inițial în 2006. Noi atunci, exact ce spunea și domnul Trăghici, la Vâlcel era proiectat bazinul sus undeva, când era în dâmbul și așa sus, apa jos acolo, la izvorul ăla de jos. Deci, practic, în toate satele era prevăzut bazin și curs pentru alimentarea cu apă și probabil dacă se făcea așa, nu mai erau atâtea probleme pentru
aprovizionarea cu apă. Încă o dată să-mi ia proiectele prezentate aici și să fie urmărite și realizate. Mulțumim, așa o zică. Nu vreau cineva, dacă mai sunt... Eu vreau să ceva. Sunt de acord cu proiectele și îl felicit pe domn primar și după aceea lui Dumnezeu cu proiecte pentru să pot realiza multe. Ce vreau să menționez. Sunt casele astea și nu se mai amintesc, care au fost locuite, mai sunt locuite, sunt și strada noastră, cum e la Chichi, un dezastru, bălării. Oamenii ăștia nu pot cumva fi atenționați, eu știu, moștenitorii, nu știu, să facă ceva în sensul ăsta curat. La Madrina, spre exemplu, lângă Marcicalul Bărăban, acolo, casa aia foia, poate nu ceața, că tu știi mai bine. Și Doamne ferește, dar ce acolo? Și drumul este drumul parcă stânga lui Știne. Păi stau când, bălării, mătușii mei s-a întâlnit, au văzut într-o zi un șarpe fix în fața casei, da, în fața casei. Ce făcea, bea cafea? Nu, veni la grădină. Și din grădină, nu am acela, zic, dar la nimic. Nu, vine și din grădină, dacă dai el din grădină așa până în fața polului, iar ea așa. Era șarpele casei, așa se spune, păzea casei. Dar ce acolo la Marvila, tot felul de bușteni, deci eu știu cum să-i mai numesc, arbuști de ăștia crescuți, așa, bălării. E dezastru ce la Marvila, drumul negru. Dar doamna Gina, când face sportul de dimineață, vă rog să lăsați, vă dați, doamna. Am dreptul la replică. Ce trebuie să fac sportul de dimineață? Eu ce, dreptul la replică? Asta voiam să zic că și la, am început cu scărișoara, dar acum dacă eu desfășor activitate și la Marvila, doar tot din comuna, nu ai problemă. Și asta zic, nu știu, printr-o adresă, oriceva, să mai aducem la cunoștință, să mai tragem de mâini, că pe oamenii ăștia, că mai, nu știu, să curețe, să facă, că îi deja are și să adună tot felul și de viețuitoare din astea. Că oamenii oricum nu fac așa de bunăvoie, nici cei care locuiesc, că nu se gospodăresc, dar mite din zone de astea unde sunt casele rămase. Cum va părăsite. Vreau să vă spun aici că luna viitoare vom prezenta cu domnul primar un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea unui regulament care va sta la baza declanșării unor proceduri de luare în evidență și a dispune măsuri pentru toate construcțiile care sunt într-un stadiu avansat de uzură și care arată deplorabil această oră. Conform legii, vom veni în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre luna și chiar viitoare. Cineva spunea la Madrina, când vorbeam despre casa respectivă, ce țin în fața, ce de la gardă în spate, normal, nu poate să vină, vedeți voi ce trebuie, dar măcar în față, că dă în stradă, toate buriene, toți ăștia, păi dar nu, că astăzi, dar nu trebuie să răspund, eu trebuie să vin de la primărie să ne facă. Bă, dar unde s-au mai pomenit ca în fața, ca să, nu, că eu nu răspund decât de la gard spre interior. Bun, și zic, dacă primarul vin sau de la primărie și ți-aduce ceva și se depozitează aici, în fața porții sau a gradului tău, zici că e ok, nu ți-a fac nimic? Nu cred că duci. Nu. De când e lumea necesitatea, nu vin ce o să vă răspund aici, că este... Asta zic, oamenii cred că nu sunt conștiți, păi asta zic. Întreținerea spațiilor în interiorul și exteriorul curții este prevăzut prin hotărâri și printr-un program de gospodărire. Păi n-am dat hotărâri, sunt obligați. Cine spune, spune necunoștință de cauză. Exact cum spunea domnul primar cu aruncarea apei prin drum și a multor altor chestiuni pe care noi le folosim în propria gospodărie, că nu avem un loc pentru și așa mai departe. Să aruncă în drum, să așteaptă să vină de la primărie să facă curat în fața porții, să-ți iau noi, să stai bruienele și ce mai crezi pe lângă gras și așa mai departe, da. Trebuie cumva că
Dacă i-am amendat 1, 2, 3, după aia s-au tot sesizat, mă gândesc. Luna trecută discutam despre Vâlcei. Același caz cu privire la dejecțiile date de oameni în stradă, în drum. Acum se discută de dumneavoastră de văd și de Scărișoara și Marvila, da, peste tot. Da, e înseamnă că avem o problemă. Avem o problemă și în condițiile în care înainte, când pe vremea bunicilor și a părinților, nu știu că doar nici noi acasă nu am avut tot felul de fosii și așa, și nu exista asta și să folosea menajera, adică avea ligian cu apă, bani și așa, mult mai mult la coca, prin mașina de spălat, dar bănuiesc cu oamenii ăștia, dau și de la mașina de spălat în drum. Și nu exista ca să arunci în drum și aveai un loc special în propria gospodărie, unii să adunai și gunoiul și ulterior îl duceai la o săptămână, la două, la groapa de gunoi și apă și tot. Da? Da. Acum alegem calea ușoară, oamenii sunt comori, nu-i interesează, și mai vorbim din mediul înconjurător și de-aia că ei nu-i interesează din fața porții, de ce se interesează după pădurii, câmp, sârmă, la mai departe. Nu-i interesează nimic. Ca urmare, mediul se răzbună pe noi. Păi da, dar știu, exact. Da, se vede, da? Cu toții trăim caniculuri, pe mediul periculoasă. Noi de la mediul, Doamne ajută-ne, păi dar tu nu te ajut singur. Păi da, dar noi dacă invadăm și sufocăm cu plastici, cu dozi din tot neamul, cu pungi și plastic, cu tot felul, din peturi și așa mai departe, adică toate astea cine? În cât timp se degradează un pet? În cât e suti de ani? Nu vede niciun agent economic, nu vrea să strângă bidoane, că pe alte părți zice că se strâng și... Nu, stați așa, apropo de resturi, este un anunț publicitar dat de către ADIS, în două perioada lunii august, în două zile, se va face colectare la școala Bălcioi și la școala Colbasca, în două perioade diferite, de tot ce are omul gospodărie ca obiecte de uscat. Televizoare, mașini de spălat, frigidiere, aracari, toate stricăciunile. Da. Care nu aveți și nu aveți ce face și nu le putem arunca pe drum, de și vin și ne le iau de aici. Numai că dumneavoastră va trebui să veniți cu ele la școala Corbasca, din celelalte sate, sau la Bălcioi, din Pogleț, din Mărași. Dar fluturaș, eu am văzut fluturaș la mine acasă. Dacă ați văzut, da, lăsa pe toți. Publicați. Da. Publicați și... Vina e adunată aici cu fervei. Vina este cu fervei și nu ia televizoare și vine că vine cineva. E bine. Iarbă. Le dau voucher de 150 lei. Păi și atunci și vă ia. Păi ia cu fierul atât așa. Așa de la de trase și toate. Ia te-l. Da, asta că ai venit. Am voi, nu? Dar n-a ce dat. Să faci dumneavoastră sport așa ce vreau. Mai schimbați un pic traseu, că eu zic că așa v-am zis și nu zic da, cum vreau. Da, așa, ia vedeți, deci schimbați un pic spre biserică la Vale, să fugiți un pic spre Rogoasa și vedeți în stânga și în dreapta. Așa. Deci, cine veți vedea, veți rămâne surprinse. După aia vă urcați un pic la Plăieșul și de la Plăieșul spre, pe asfalt, vă urcați în stânga. Nu merg acolo. În stânga și în dreapta, așa un pic. Da. Inclusiv, vedeți acolo Vormanul cum dă foc la gunoi. Mergeți pe Vale un pic. E la curent, cu tot. Dar cum să nu cunoașteți Scărșoara mai bine decât domnul primar și domnul, deci cunoașteți Scărșoara mai bine ca mine. Vă spuneam. Așa, mergeți pe o leagă pe Vale, spre pădure, vedeți cum asta de la port este pe șanturi, deci mizeria, este pe șanturi. Și vedeți că la fântâni este așa pe pădure, vedeți ce este pe acolo un pic. Așa, da, mai zic... Sunt lucruri bune, pentru că foarte bun. Da, vedeți, și vedeți și atunci... Eu merg pe teren în calitate de consilier, deci... Da, vedeți, lăsați-mă să vorbesc cu Filiu Mădreanu de o secretar, la dumneavoastră nu zice nimic de o secretar. Deci la mine, întotdeauna pe Filiu Mădreanu, are ce are cu mine de cam de la începutul... Nu mai zic că ați văzut șanturile noi făcute și au lăsat canalizări. Ați văzut asta, n-ați văzut. Eu am văzut. Deci au țeavă ieșită în șansă. Ce să vă mai zic de casă? De la să cunoașteți zâmbă, că nu am o zonă. Magazin. Faceți dovada, nu mai afirmați dacă nu aveți dovada. Deci dovada. Mergeți pe marginea șansului. Dumneavoastră ați afirmat, dumneavoastră faceți dovada. Sunt consilier din localitatea asta. Și oare care poate să vadă.
Deci mai bine că oamenii nu cunoaște niciunul de fecioară. Deci atât domn primar și domnul... Să iau considerarii, sugestii... Dumneavoastră, da, luați-o chiar pentru ce-ați verificat. Vă rog frumos să verificați. Dumneavoastră cunoașteți numai atâta din centru și câțiva care vin la magazin și ce spun. Duceți-vă un pic și primărgana un pic, nu chiar așa ceea ce vedeți dumneavoastră în față. Dragă Marvilar, deja de consilier, ci mai ales... Da, dar tot ziceți Marvilar, deci vezi consilierul ăsta vă spune. Vă duceți un pic, vă duceți un pic și verificați că nu este chiar ceea ce vedeți în fața dumneavoastră la magazin. Doamna Mabe, dar am codificat, nu prea înțeleg ce spune. Spuneți tu că s-a auzit tot. Tot Mărbila, Mărbila, dar nu se supă. Apoi acum mai trebuie să arde, trebuie să ne ținem. Acum am spus și eu ceea ce am văzut în scrișoare, dar știi foarte bine și domnul Rângean. Nu știți, la punctul putere este... Doamna Gina, doamna Cica, știi? Ai așa faci? Mulțumesc! Nu, dar verificați și dacă nu, dacă la ședința următoare spuneți, n-ai avut dreptate. Da, domnul. Dar noi știm lucrurile cum s-a. Dar mai ales nu, da. Nu, mă, da. Ia comandă. Hai să-l luăm. 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 Că dacă nu mai avem un domn primar... Ok, s-o vede la mine. Supune-mă la urmă. Știu, că știu și unde-s. Da. Acum mai cum asemnăm dacă unde ați vedea la urmă? Sați, ce-ți vrea să faci rău? Proiectul numărul 61 din 22 a 7, privind alegerea președintelui. Am fost acolo. Aruncă cu totul președinte. Ce au ăștia cu președintele? Nu știu ce fac eu aici. Aruncă cu totul președinte. Păi, dar mai fost președintele la dată. Hai, acum mai dată de loc. Proiectul numărul 62. Privind rectificarea bugetului local, formați calități de patron pentru anul 2021. Sunteți de acord? Cine este pe pentru? Abțineri în totalitate. Bravo, domnule. Era proiectul de hotărâre numărul 63 privind aprobarea execuției bugetare bugetului local al comunei Corbați, calități de patron pe trimestrul al doilea anului 2021. Gale. Pentru? Abține de nimic, în totalitate. Vedeți că mai ajută. Mai ajută foarte, doamne. Proiectul numărul 64 privind aprobarea contului de execuție a bugetului local al comunei Corbați pentru anul 2020. Pentru? Unanimitate. Și toată lumea trebuie. Cum să așa, da. Proiectul 65, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice de realizare obiectivului de investiții, modernizare, vor să crește în satele Marvila, Scărișoarea, Corbasca, Arvada și Băcioiu. Din comuna Corbasca, zice Bacău. Pentru datorile 16. Mulțumesc. Am scris. Proiectul de hotărâre numărul 66. Din 5. 110% cum ar veni. Proiectul de hotărâre numărul 66 privind neasumarea și care sunt toți de acord cu tine. Da. Mulțumim. Și proiectul numărul 67 privind primirea Martin Pereș Bistiță în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, ADIP și modificarea actului constitutiv. Pentru toată lumea. Și proiectul numărul 68 privind acordarea unui sprijin financiar la Biserica Ortodoxă cu Ramon Sfântul Mihai și Gabriel Satul Plăcerii. Mulțumim! Și ne vedem în luna viitoare! Mulțumim frumos, domnul președinte, așa... Să ne vedem mai tens atunci, dar...